Simona Halep, proaspăt revenită în tenisul mondial după suspendarea redusă la TAS la doar 9 luni de la 4 ani cât primise inițial din partea ITIA, a aflat cine va fi prima adversară de la turneul WTA Masters 1000 de la Miami, după tragerea la sorți de duminică. La tragerea la sorți, care a avut loc în ultima zi a săptămânii trecute, în Florida, Simona Halep a beneficiat de un wildcard pentru a fi prezentă pe tabloul principal al competiției și a fost desemnată să se întâlnească în primul meci cu iberica Paula Badosa, care ocupă în prezent locul 73 WTA. Paula Badosa, în vârstă de 26 de ani, este o adversară cu nume, dar care nu traversează cel mai bun moment al carierei. Fost număr 2 mondial în luna aprilie anului 2022, a câștigat doar 5 meciuri în actualul sezon. Sportiva originară din Spania a jucat ultimul meci pe data de 19 februarie la Dubai. Meciurile din această fază urmează să fie programate pentru 19 și 20 martie. Rămâne de văzut când o vor programa organizatorii pe Simona Halep. 4 câștigătoare de trofee de mare șlem au primit invitații la turneul de la Miami. Simona Halep, Emma Raducanu, Venus Williams și Caroline Wozniacki. Simona Halep nu a mai jucat un meci în circuitul feminin de pe data de 29 august 2022 de la US Open, când a pierdut în primul tur cu Daria Snigur din Ucraina.